Când Moise s-a suit în munte să ia tablele legii, Dumnezeu a vorbit cu el și i-a dat porunci. Dumnezeu a povestit cu el ca și cu un prieten, așa cum făcea cândva și cu Adam în rai. Iar acum vorbește omenirii întregi și lumea de atunci, care stătea la poalele muntelui și aștepta venirea lui Moise, auzea fulgere, auzea tunete, auzea zgomote necunoscute sau glas ca de tunet și nu știa ce este. Și în pustiul Iordanului se petrece aceeași taină. Nu toți înțeleg glasul lui Dumnezeu. Nu toți înțeleg ceea ce spune Dumnezeu. Dar cel care era de față, elementul principal, Mântuitorul Iisus Hristos în apele Iordanului, el era acolo cu o menire despre care Scriptura spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte pe cruce, ca cine crede în el să aibă viață veșnică. Iată-l pe Fiul lui Dumnezeu la Iordan, venit la Vitavara, unde nu întâmplător vine, ci vine să împlinească cele ale legii celei vechi. Și de multe ori ați auzit această controversă, care este întotdeauna între disputa sectară și disputa ortodoxă. Când vorbesc de disputa sectară, mă refer la cultele necreștine sau neocreștine, ca să le spunem așa, penticostali, adventiști, jehoviști, evangeliști, Marturile Jehova, evangeliști de ziua șaptea și așa mai departe, care vin și spun că Iisus Hristos s-a botezat la 30 de ani. Iisus Hristos nu s-a botezat la 30 de ani. Iisus Hristos a venit la Iordan cu o menire sfântă. Împlinindu-se voia legii, într-a opta zi, Fecioara Maria și cu dreptul Iosif îl aduc pe prunc la templu, unde îl taie împrejur. Acela este botezul lui Iisus, ca să demonstreze pruncia existențială, materială, că nu este duh sau nălucă sau trup aparent sau închipuire, să-și pună primele picături pe altarul legii celei vechi și să-i dea sens existenței lui, pentru că sângele de țap și de berbec nu spăla, nu rezolva nimic, spăla doar păcate care azi le făceai și mâine erau din nou ca și cum e un maieu transpirat, care acum ai făcut sport, trebuie să-l bagi din nou mașina de spălat. Era un repetir. Iisus Hristos vine de data aceasta să spele păcatele întregii lumi, să scoată din om ce? Tăierea împrejur la cerbice, adică la încăpățânarea minții, tăierea împrejur la inimă, să bage tablele dragostei pe casa inimii și la simțuri, adică să înveți singur să te oprești, să faci diferența dintre rău și bine. Noi știm că sufletul are 9 puteri sufletești, după câte și ce te cerești sunt, pentru că sufletul este asemenea îngerului și frate cu ei. Ei, una din aceste puteri sufletești este puterea înțelegătoare. Ei, această putere înțelegătoare vine Hristos să o sfințească la Iordan, ca omul să înțeleagă că nu mai poate continua în moartea veșnică și în robia iadului. Spune în molifta Sfântului Maslu că n-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de stricăciune și de diavol. Și iată-l pe Iisus în apele Iordanului, nimic zicând, tăcând, cu mâna lui Ioan Botezătorul în creștetul stăpânului, unicul om care a pus mâna în capul lui Dumnezeu din toată omenirea, dar care se scuză și spune, eu am nevoie de botezul tău, știu asta, lasă să se împlinească cele scrise. Și în momentul în care Ioan stătea pe malul Iordanului și Hristos stătea în apă și Ioan îi punea mâna în creștet cu apă, se deschid cerurile și vine peste el Duhul Sfânt. Cu ce scop vine Duhul Sfânt? Poate ați avut vreodată ocazia să vedeți cum arată un mic magnet. Și ai tot felul de elemente din metal. În momentul când le-ai apropiat de metalul respectiv, toate se lipesc pe magnet. Așa a făcut Iisus Hristos cu păcatele lumii. De la căderea lui Adam, din clipa greșelii din rai, și până la Hristos în apa Iordanului,
Toate păcatele lumii au venit asupra Fiului lui Dumnezeu și le-a luat asupra sa pentru că avea să le spele prin sângele lui la jertfa crucii. Și în momentul în care a intrat cu ele în Iordan să respecte ritualul spălării botezului vechi, al testamentului vechi, botezul lui Ioan, de fapt Iisus se pocăia în numele tuturor oamenilor de pe pământ. Și de ce spune că Duhul Sfânt a sfințit firea apelor? O să rămâneți mirați de un lucru și îl vedem și astăzi în natură. Un izvor dacă curge are apa proaspătă. Un râu dacă curge are apa proaspătă. Orice apă curgătoare, dacă se mișcă, are apa proaspătă. Dacă stă, se bâhlește, miroase. Pune-o într-un vas, pune-o într-o sticlă, pune-o într-un orice recipient, ea se strică. Iisus vine astăzi să sfințească firea apelor, să le dea putere dumnezească și îngerească, cum spune în slujba botezei. De ce? Aghiazma, fie mică sau mare, peste care s-a făcut slujba de curățire, adică devenirea Duhului Sfânt, nu se mai strică niciodată. De ce trebuia să nu se strice apa? Pentru că în apa aceasta se botează întreaga umanitate de pe fața pământului de acum și până la Apocalipsă. De aceea preotul când ia apă și botează un prunc, întâi săvârșește asupra ei ce? O bobotează. Toate slujbele care le găsim la bobotează, aproape le găsim în slujba aghezmei, în slujba aghezmei de la botez. E aproape ca o aghiazmă mare. Pentru că apa trebuie să primească fire binecuvântată, vindecătoare, sfințitoare, curățitoare. Ca nu cumva la acesta ce se botează să se coboare vreun duh viclean să-i aducă întunecare minții sau gândurilor. Iisus intră în apa aceasta a Iordanului, care ce ducea cu ea la vale? Toate spurcăciunile poporului care intrase între timp și se curățise. Era credința că spălându-te în apă, nu Iordanul. Iordanul era apa care era acolo. Iordanul devine sfințit și noi îl vizităm astăzi când mergem la sfintele locuri, pentru că este locul unde Iisus a intrat în apa Iordanului și i-a dat o sfințire și o binecuvântare definitivă. Dar putea să fie și o altă apă dacă era, dar ea era în preajma Ierusalimului. În schimb, Iordanul s-a învrednicit de această putere că intrând Iisus în el, în Iordan, toate păcatele lumii s-au deșertat în Iordan odată cu intrarea lui Hristos care le-a luat asupra lui. Și o să spuneți, de unde știți asta? Știu din Evanghelie, unde Mântuitorul Iisus Hristos, stând la Iordan, apare Ioan Botezătorul și spune așa: cel care m-a trimis mi-a zis că peste care voi vedea cerurile deschise și Duhul Sfânt coborându-se, acela este. Și iarăși vă repet, acela care m-a trimis, acela mi-a zis. Deci l-a trimis Tatăl prin glasul cuvântului dumnezeesc, cel care vorbea din cer la Iordan. Și mi-a zis că peste care voi vedea Duhul coborându-se, acela este. Deci aici vorbim de toată treimea, așa cum auzim într-o parte. Închinarea treimii s-a arătat, căci glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvântului. Porumbel. Porumb înseamnă o cereală, dar de la porumbel vine, este limbajul vechi. Ei, ce trebuie să știți? Că în clipa în care Duhul Sfânt vine peste Mântuitorul în Iordan, spune Părintele Stăniloae în chipul evanghelic al lui Iisus Hristos, îl preamărește. Tată, preamărește-mă ca să te preamăresc. Și în clipa respectivă, când Duhul Sfânt se deșartă în el, are loc peste cuvântul întrupat, omul adevărat, Hristos, omul din Iordan, are loc o transformare. Ce? Omul perfect ascultător, omul perfect desăvârșit, omul perfect fără de păcat, omul perfect fără de afectele păcatului în el, pentru că spune, cine mă vădește de păcat? Și iarăși spune Hristos, eu am venit în lume ca lumea să aibă viață și să o aibă din belșug, nu moarte, că păcatul o duce moartea. În momentul respectiv, Iordanul simte dumnezeirea și cum spune, ce ți este ție, Iordane,
că te-ai spăimântat și te-ai întors înapoi. Deci și astăzi când se aruncă crucea, după tradiție, la Bobotează, Iordanul curge îndărăt, nu pentru că ar fi vreo magie, ci în semnul prezenței Duhului Sfânt. Iordanul respectă la această sărbătoare semnul dumnezeesc de atunci și în clipa în care Iisus a intrat în Iordan, Dumnezeu fiind și om adevărat și curat și fără de păcat, Iordanul s-a sfințit de la izvoare și până la vărsarea în Marea Galilei. De ce v-am explicat tot lucrul ăsta? Ca să înțelegeți încă o dată, repet, că botezul lui Iisus a fost la 8 zile și nu la 30 de ani. La 30 de ani Iisus a intrat în apele Iordanului să spele păcatele întregii lumi, să le ia asupra sa, ale umanității, dar să și sfințească apele care le-au spălat de pe trupul lui sfințit Dumnezeu, pentru că el le purta asupra lui. Era o povară a lumii, așa spune, ai luat chip de rob, Atanasie cel Mare, ca să-l faci pe om Dumnezeu. Întorcându-ne mai departe aici în tematică, spune că Iisus îndată a ieșit din apă. De ce folosește termenul că îndată a ieșit din apă? N-avea de ce sta, pentru că cei care intrau înainte, spune așa, își mărturiseau păcatele lor și apoi se botezau. Și o să vă redau doar câteva idei principale, ca să nu ne întindem mult, despre această mărturie. A venit Ioan Botezătorul și propovădea în pustia Iudeii. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Era vorba de cuvântul întrupat. Degetul lui Dumnezeu a venit la voi, spune Matei. Acela este despre care a prorocit Isaia, glasul celui ce strigă în pustie. Deci despre Ioan Botezătorul avem doar două mărturii, așa cum o să auziți și mâine cine va fi de rând. Om născut din femeie, înger în trup după vețuire, hrănit de îngeri, crescut de îngeri, educat de îngeri, dar cu trup omenesc, adică mai mic decât ierarhiile îngerești, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu. Dar el are un discurs scurt, nu stă să facă polemici, nu stă să facă radicalisme sau fanatisme. Drepte faceți cărările Domnului. Ce-i mai corect ca asta? Drept. Dacă mergi drept, nu poți greși. Trecem peste descrierea lui Ioan, că avea îmbrăcămintea pusnicească, în haină de păr de cămilă, mânca mierea sălbatică, mânca lăcustră, nu lăcuste. Cei ce veneau și se botezau la Iordan își mărturiseau păcatele și spune că Ioan avea darul înainte vedere. Aici aș vrea să mă opresc și cu asta vreau să și închei. Ca să înțelegem taina bobotezei, trebuie să înțelegem că toți cei care erau la Iordan n-au văzut toți minunea Epifaniei arătării Domnului, ci numai cei care erau luminați. Ioan avea darul înainte vederii. Văzând Ioan pe mulți din farisei că vin și se botează viclean, adică în mod ascuns, a început să-i mustre, pui de viperă, cine v-a spus că scăpați de mânia care vine. Adică dacă și noi creștini astăzi luăm ritualul botezului, ne folosim de taina cununiei, ne folosim de taina preoției, ne folosim de taina euharistiei, ne folosim de taina liturgiei, dar nu schimbăm nimic în sufletul nostru, tot vrednici de ghienă suntem. Faceți roade vrednice de pocăință. Iată al treilea mesaj, al treilea mesaj, sinteza întregii Evanghelii în trei cuvinte. Drepte faceți cărările lui, deci nu poți să mergi la Dumnezeu decât în linie dreaptă și o să mă întrebați care e linia dreaptă. O spune chiar Hristos la începutul propovăduirii sale. Eu sunt adevărul, calea și viața. Deci calea cea mai dreaptă este calea la Hristos. Cine v-a spus că scăpați de mânia care vine? Deci iată, parusie, apocalipsă, judecată de apoi, întâlnire cu Dumnezeu, sau poate chiar eschatologia particulară, că mor și dai socoteală de faptele tale. Și acum, al treilea mesaj cel mai simplu, ca să poți să fii vrednic, să scapi de mânia care vine, faceți roade vrednice de pocăință. Când vorbim de pocăință, nu stăm să repetăm tot balastul. Pocăința începe cu părere de rău, pocăința începe cu oprirea păcatului, pocăința începe cu făptuirea morală, pocăința începe cu contemplarea
la minunile lui Dumnezeu din zidire, pocăința începe cu cunoașterea lui Dumnezeu din Scripturi, cercetați Scripturile și veți, avea, veți găsi în ele viața veșnică, pocăința începe cu schimbarea faptei rele cu cea bună, pocăința începe cu odihna în Dumnezeu. Noi avem două odihne menționate în Sfânta Scriptură, trecerea prin Marea Roșie și sabatul pus de Dumnezeu a șaptea zi după odihnă. Cea de-a treia odihnă sunt zorile zilei a opta, când ne odihnim euharistic în Sfânta Dumnezească Liturghie, care este veșnică, deopotrivă pe pământ, săvârșită de oameni prin preot și episcop, deopotrivă săvârșită de Arhiereu Hristos în cer, numită și liturghia îngerească. Noi facem legătura între aceste două liturghii prin liturghia pregătitoare a miridilor la proscomidie, când îi pomenim pe cei vii și cei morți de-a stânga și de-a dreapta pe disc și apoi îi adăpăm în Dumnezeu cu sânge.